25. Când vii, scriem Andrei la cafea. Ma, super. Care e ideea? Când mai vedeți 10 lăsa și scrie așa la 10. N-am cum să am dublură, că e scrisul tău. Da. Da? Și nu aveam să știu ce scrii. Da, okay? Clar. Bun, Anca. Dacă ăsta e numele tău real. Poți să faci așa? Da, numai că sunt. Ia. De câte ori Anca face sunetul la carte, o aude și vine lângă ea. Am să fac un pas mai în spate ca să văd și ei că se uită acum. E aici? Zecele vostru? Au. Oh. Pe că face cu spatele. Cartea voastră. Înapoi în pachet. Și e foarte important să nu fie jos. Sau? Sus. Sus. Dar dacă Anca pognește din deget? E în mijloc. Cartea o aude și din mijloc vine sus lângă. Da, e de acord cu mine. Auzi, că simt. E logic, e logic. Hai mai facem o dată, poate a fost prea repede. Zecele vostru e aici, da? Scris de Anca. Îl iei, îl bagi la mijloc. Uite, cu o altă carte, fără să-l ating. Îl împinge tot înăuntru. Lași valetul sus. Anca pocnește. Cartea o aude. Și vine înapoi. Și m-am uitat, n-aveam. Poți să iau ca pe un compliment. Laura, fii amabilă, că trebuie să văd că ești. Ține palma. Uite, vom folosi mâna Laurei ca și masă, ca să nu ne plecăm prea mult. Zecele în palmă. Toate merg peste. Când ești pregătită, pocnește, te rog. Ia vezi. Unde să mă uit? Poate să vină sus. Nu. Hai, cum naiba, eram sigură că e jos. Și hai, văzut ce am vrut să fac, nu? Da, păi este una. Păi uite-te. Nu, una singură e scrisă. Că de-aia te-am rugat să o semnezi. Dar scris-o eu. Dar, am să fiu sincer cu voi pentru prima oară în dimineața asta. Da, parcă vă că nu ne zici, de fapt. Nu vă zic cum o fac. Știam că vin aici, logic, nu? Că doar am vorbit cu Laura dinainte. Și știam că veniți toți, știam ce invitați vor fi. Și știam ce carte vei alege. Și în cazul în care nu mă crezi, când am plecat de la casă, în mașină, când am întors cartea aia prima, cu 7 tot de roșu, da. Am pus în portofel o singură carte. E un fermoar aici și e închis? Uh-huh. Din mașină, până să vin la voi, am pus o carte. Nu l-ai? E incredibil. Hai să plecăm. Hai, Hai, scriu numele când ajung cunoscut, o vinzi pe eBay, Anca. Da. Da? N-o vând. N-o vinzi? Păstrez un 90%, îmi dai și mie 10. Câte azi? 24? Da, dacă e finala. Uite, asta o păstrez. Cum ajuns să-mi plăi? Păi acolo a fost mereu. Da, a fost mereu. Părul să-ți. Iată. Sunteți oameni mișto aici. Ne-ai lăsat așa pentru... Bine, ok, n-am să vă las chiar așa, nu, am să vă zic un singur secret. Zic ultimul și... A, ăsta, pe da, n-am zis că nu fac în direct, așa nu știu dacă se vedea de cameră, dar am să vă zic unul dintre secrete, țin un pic de rog. Pe lângă multă, cum ați spus și voi la fotbal, chiar același lucru, pe lângă multă muncă, exercițiu, timp liber în cazul meu, mai ai nevoie de ceva, ca să faci ce fac eu încă. Ai nevoie de asta. Da, așa e. Cărți în plus. Dacă ai cărți în plus, îți ies tu pe de unde le-ai spus acum? N-ai văzut? Din Mărșeaua. Da-mi barba, le ascund după. Vezi, de-aia n-am avut eu prieten în liceu, că suntem și exersant. Mai ce fain. De asta, când mă apucam să citesc, adormeam. Ce dracu ti se întâmplă, adorm, vrei, păi cum, citește, trebuie să înveți poezia pe de rost. Păi zic, mi-e somn. Păi ce faci? Păi sunt obosit. Păi de ce? Păi am jucat fotbal, ce dracu să faci? Ești pe nu.